De astăzi, mai multe puncte de trecere a frontierei cu Ucraina își reiau activitatea. Astfel, 6 vămi se redeschid pentru transportul internațional auto și feroviar. Traficul rutier va fi reluat la Palanca, Ocnița și Larga. Tot în punctul de trecere Larga va fi reluată circulația transportului feroviar la vamă. Aceeași decizie a fost luată și pentru Criva și Basarabeasca. În același timp, conform Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, se mențin restricțiile și măsurile de control la traversarea frontierei de stat pe ambele sensuri, inclusiv pentru tranzitarea teritoriului Republicii Moldova.